Da, există numeroase anomalii, mai ales amplificate de ultimele modificări legislative, de ultimele majorări de salarii, care s-au făcut doar pe anumite sectoare și nu au privit întregul spectru bugetar, lucru care ne afectează pe noi la nivel local, pentru că în cadrul acelui aparat al primăriilor există persoane cărora aproape că li s-au dublat salariile și persoane care au rămas la același nivel. Și atunci avem anomalie, cum ar fi între o persoană care are studii gimnaziale și se ocupă, de exemplu, de îngrijirea unor persoane cu dizabilități, asistentul personal, care ia mai puțin decât un inspector cu aceeași vechime, care ia mai mult decât un inspector cu aceeași vechime în muncă, dar cu studii superioare. Acest lucru nu poate să fie tolerat, pentru că descurajezi oamenii să-și facă treaba în instituțiile publice, nu ai o predictibilitate în ceea ce privește cariera funcționarului public și dai peste cap ierarhii statuate prin pregătire, prin nivelul de responsabilitate, prin gradul de implicare. Un alt exemplu este acela al asistentului social, care recent a primit o nouă grilă de salarizare și care ia cu aproape 50% mai mult decât secretarul de comună, care ar trebui să fie cea mai înaltă și este cea mai înaltă poziție de responsabilitate între funcționarii publici, fiind și personal de conducere în cadrul unei primării. Lucru care iarăși nu este în regulă. De aceea am solicitat guvernului și solicităm inclusiv prin Asociația Comunelor, dar și noi aici la partid, la Partidul Național Liberal, solicităm guvernului să ia de urgență măsura elaborării unei legi a salarizării unitare care să elimine aceste discrepanțe. Nu mai vorbim de faptul că există în anumite primării personal care au câștigat în instanță anumite drepturi și pe care și le iau, și alte primării care nu au câștigat sau nici nu au contestat în instanță neprimirea anumitor drepturi. Deci există anomalii la nivelul diferitelor primării, dar și în cadrul aceleiași primării. Aceste lucruri au fost rezolvate inclusiv sau sesizate inclusiv de Curtea Constituțională, care a spus că nu este normal ca într-o ramură a administrației publice locale aceleași responsabilități pentru aceleași funcții în aceleași condiții să fie salarizat diferit și a impus chiar egalizarea acestor salarii la nivelul maxim existent în ramura respectivă. E bine, această egalizare va crea un tsunami bugetar, pentru că bugetul pe anul acesta, atât cel de stat cât și al tuturor celorlalte instituții, nu pot să cuantifice impactul acestei decizii a Curții Constituționale.